Salut! Astăzi îți prezint un produs nou foarte util și ușor de folosit, ce nu trebuie să îți lipsească din casă. Acest produs este un voltmetru de la Sinotimer, modelul VPL, și poți măsura cu el voltajul în curent alternativ la orice priză din casă. Intervalul de măsurare al voltajului la o priză este de la 50 la 380 de volți și la o frecvență între 50 și 60 de Hz. Aici, pe partea cu afișajul, are o folie de protecție și se poate dezlipi foarte ușor. Găsești să cumperi acest model de voltmetru pe magazinul online efire.ro sau intrând pe linkul din descrierea acestui video. Se observă că după ce am dezlipit această folie, afișajul voltmetrului este foarte curat. Toate produsele de la Sinotimer vin cu această folie de protecție pusă, așa că nu te îngrijora dacă vezi impurități pe folie, o poți dezlipi. De exemplu, dacă vreau să văd ce tensiune am într-o anumită priză din casă, este foarte ușor și rapid să aflu cu ajutorul acestui voltmetru. Doar îl introduc în priză și în câteva secunde mi-afișează tensiunea măsurată în volți. Se poate introduce și într-o priză de la un prelungitor la fel de ușor. În continuare verific un aparat de măsură sau multimetru să văd dacă precizia de măsurare a voltmetrului de la Sinotimer este bună. Măsor tensiunea în aceeași priză și văd că da, precizia de măsurare este foarte bună și precisă. Îmi afișează exact același voltaj și pe aparatul de măsură, 237-238 de volți. Dacă și pentru tine este util acest voltmetru de la Sinotimer, îl găsești pe linkul din descrierea acestui video. Eu îți mulțumesc pentru atenție, un like dacă ți-a plăcut prezentarea și îți recomand să vezi și alte video tutoriale sau prezentări utile de pe acest canal.